În România au fost deschise 16 secții de votare pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova. La București a fost forfotă mare toată ziua, încă de la primele ore ale dimineții, iar alegătorii mai au jumătate de oră la dispoziție să-și exercite votul. Moldovenii stabiliți în țară așteaptă cu sufletul la gură rezultatul deciziilor luate de ei. Este o schimbare mare pentru viitorul nostru și sperăm că toată lumea a făcut o alegere corectă. Am votat pentru un viitor mai bun al țării și pentru ca toți cetățenii țării să trăiască mai bine și să fie fericiți acolo unde sunt. Am votat pentru un viitor mai bun, pentru ca acasă să fie mai bine și pentru ca într-o zi poate să mă întorc acolo. Moldovenii stabiliți în România au venit la vot cu aceleași gânduri, să creeze împreună un viitor mai bun pentru țara lor. Vecinii de peste Prut privesc cu încredere și optimism spre ceea ce îi așteaptă după aceste alegeri extrem de importante. Din partea noastră să avem un viitor mai frumos acasă, ca să ne întoarcem, să știm că suntem fericiți și părinții noștri trăiesc bine chiar dacă noi suntem departe. Chiar dacă sunt aici la București, îmi fac studiile, gândul meu este întotdeauna acasă și sper ca de astăzi Moldova să ia o cotitură spre un viitor luminos, ca atunci când îmi voi finaliza studiile să mă întorc înapoi acasă. Avem toți mult optimism, fiindcă o să îmbrățișăm și noi valorile europene și îmi doresc un viitor cât mai prosper pentru Moldova. Moldovenii își doresc un președinte care să pună țara pe traiectoria europeană. Oamenii spun că Moldova are nevoie de un lider care să-i unească și să-i motiveze. Ar trebui să fie un președinte integru, un președinte cu viziune și un președinte care să fie alături de oameni și să le dorească binele. Pentru ce votați astăzi? Pentru o Moldova europeană. Ok. Până în acest moment v-ați simțit reprezentat de actualul președinte? Da. Moldovenii stabiliți în România au mers la urne încă de la primele ore ale dimineții. De când au fost deschise și apoi pe tot parcursul zilei, secțiile de votare din București au fost pline. Chiar dacă sunt departe de casă, gândurile lor se îndreaptă către soarta poporului moldovenesc. Eu sunt aici în România și m-am stabilit aici de amijare de copiii noștri, care, de frații mei, de tot ce ne conjoară, de Moldova noastră. Vreau să fie un viitor luminos pentru familia, pentru nepoții mei, pentru toată lumea să fie un viitor luminos. Este important nu doar pentru noi care, din păcate, am plecat din Moldova, votăm și pentru cetățenii noștri care, indiferent de felul în care au votat acasă, vrem să-i susținem să meargă înainte spre Europa și spre o dezvoltare.